Bună dimineața, dragilor! Sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu. Este momentul... Asta este o întrebare care probabil este în mintea foarte multor oameni sub diferite forme. Este momentul să cumpărăm? Este momentul să vindem? Este momentul să ne panicăm? Este momentul să nu știu ce? Pentru cei care se întreabă dacă acum este un moment bun să cumperi, eu știu că atunci când asset-urile au discounturi de peste 40-50%, nu e și cazul Bitcoin, e un moment bun. Adică nu trebuie să aștepți chiar până în bear market ca să cumperi. Cineva cunoscut în piețele financiare spunea o vorbă: buy low, sell high. În toată propoziția asta, da, lucrurile sună în idee bine, doar că e foarte dificil să îți învingi teama, panica, frica și să cumperi atunci când piața este low, cum e acum. Este piața acum cel mai low posibil, adică cel mai jos? Asta este o întrebare la care se poate răspunde în fel și chip. Din punctul meu de vedere, da, există posibilitatea ca piața să se ducă și mai jos. Astăzi avem o zi extrem de importantă. În România este 8 dimineața când filmez eu. Practic, undeva pe la miezul nopții, după miezul nopții, de fapt mâine, vom aniversa halving. Da? M-am uitat pe numărul de adrese active din piață, adrese active de Bitcoin, și sunt undeva la 720.000 de adrese active astăzi. Acest grafic cu numărul de adrese active coincide surprinzător cu dinamica de piață. Adică, când piața este bearish, numărul de adrese scade. Când piața este bullish, numărul de adrese crește. Da? Deci, oamenii care dețin Bitcoin, oamenii care fac tranzacții cu Bitcoin, sunt mult mai activi atunci când piața este bullish. Colaborând cu diferite exchange-uri, am acces la anumite date, da? Care nu sunt date secrete, dar trebuie să ai anumită colaborare directă de afiliat ca să poți să vezi puțin dinamica. Și având colaborare de tip afiliere, pot să văd în dashboard, în panoul meu, cum interacționează afiliații. Având colaborări și cu companii, cum este Redotul, da? Pot să văd dinamica cheltuielilor, cum se manifestă oamenii, comportamentul. Și atunci când piața este bearish, oamenii au tendința să cheltuie mult mai puțin cu cripto. Pentru mine, ăștia sunt indicatori când ne aflăm într-o zonă interesantă și ofertantă. Adică nu ne aflăm într-o zonă în care trebuie să spui: domne, nu cumpăra, Doamne ferește. Atunci când oamenii cheltuie, când oamenii tranzacționează, când oamenii au o dinamică crescută, atunci înseamnă că este o zonă de top. Da? De câte ori ne-am apropiat în ultimile 60 de zile de 72-71.000, dinamica era în creștere. Oamenii cheltuiau cu cardurile, oamenii tranzacționau. Acum, când piața este în zona de graniță cu 50.000, oamenii sunt temători, oamenii sunt ezitanți. Și atunci, la întrebarea dacă este momentul să cumpărăm, da, pentru că prețurile sunt la discount. Poate să cadă piața mai jos? Da, poate să cadă. Poate veni sfârșitul lumii? Nu cred. Da. Un disclaimer. Foarte curând voi organiza o sesiune foarte specială cu invitați foarte speciali, va fi online, despre MiCA, despre schimbările majore care vor avea loc în foarte scurt timp, despre limitările de plată pe care le avem pe device-uri decentralizate, despre pericolele majore care vin dacă oamenii nu se organizează repede. Da? Mă gândesc, când ajung în România, voi face această sesiune online, care va avea loc doar dacă se strânge un anumit număr de oameni, pentru că altfel n-are sens.
Revenind la ce se întâmplă acum, astăzi, în perioada aceasta. Din punctul meu de vedere, aș putea spune că în momentul acesta sunt mult mai optimist decât aș fi pesimist. Cred că Bitcoinul are foarte puține narrative ca să se mai întoarcă în zonele de interes ale unora, gen 40.000, 30.000, 20.000. Pentru că mă uit pe CoinGlass, mă uit la numărul de Bitcoin de pe exchange-uri și văd că el scade în fiecare zi. Mă uit la ETF-uri și văd că ele cresc în fiecare zi. Mă uit la halving și văd că el e acum aici, da? Veți vedea cum se schimbă lucrurile ușor-ușor după halving. Mă uit la prognozele făcute de instituții financiare și de bănci. În clipa de față, foarte puține instituții fac prognoze legate de Bitcoin sub 70.000 de dolari. Foarte puține bănci. Da? Este relevant că e Bitcoinul acum 62.000? Nu. Este relevant că suntem acum într-o corecție? Nu. Nu înseamnă o problemă existențială. Da? În astfel de momente, da, cei ce au capital se pot decide dacă intră acum sau preferă să facă DCA, dollar cost averaging. Adică intră cu o parte de capital acum, așteaptă mai jos. Cei care au cumpărat mai sus, tot făcând DCA, în clipa de față, dacă nu mai au capitalizare, misiunea este încheiată, totul se rezumă la așteptare. Că tot vorbeam de o sesiune specială. Anul acesta, bull run-ul acesta, lucrurile vor fi diferite. Din punctul meu de vedere, nu mai putem cumpăra chiar așa orice. Da? Veți vedea. De aceea, cred că va fi foarte important să fiți prezenți la ceea ce vreau să organizez, pentru că veți afla lucruri pe care nu vi le spune nimeni. În clipa de față, părerea mea este că totul ține de răbdare. Nu mă aștept să văd 100.000 după ce Bitcoinul are halving-ul gen a doua zi, dar nu știu de ce, am senzația că până la 1 iunie Bitcoinul are o șansă să ajungă la 99.500, să zicem. Graficul mă susține. Avem un bull flag care pe acolo are targetul. Aia ar fi o zonă de maxim interes și euforie, da? Care ar putea să fie poate de scurtă durată, dar oamenii și-ar vedea visul cu ochii, a zice, wow, Bitcoin 100.000 sau aproape 100.000, ce fericire. Să vedem. Până atunci, vă recomand să fiți optimiști, să fiți prudenți, să înțelegeți că alegerile vă aparțin și că trebuie să știți cum să diferențiați proiectele în care alegeți să vă băgați banii. Eu personal vă doresc poftă bună la cafea, poftă bună la micul dejun, să aveți o zi extraordinară. Pe mine mă găsiți pe site-ul meu mihaidaniel.ro, unde găsiți serviciile mele, cursul de 4 ore, cursul ce face referire la AI, inteligența artificială, și sesiune de consultanță cripto cu mine, advisory cu Dr. Crypto, aka. Am senzația că în virtutea schimbărilor majore care vin din vara asta, știți, vara incendiară, agenda mea de consultanță se va aglomera teribil, așa că sfatul meu este înainte să ajungeți în momentul în care vă dați seama că ce spun eu legat de vara incendiară se adeverește, să vă programați o ședință, pentru că lucrurile nu stau chiar roz. Da? Sunt lucruri importante legate de monedele voastre, de portofelele voastre, de banii pe care îi riscați. Nu vreau să fiu alarmist, dar e o problemă. Vă doresc o zi minunată, toate cele bune. Nu uitați să vă hidratați!